Drumarii de la Urbiser fac eforturi susținute pentru a finaliza asfaltarea unor străzi în imediata apropiere a mai multor unități de învățământ. În principal sunt două mari șantiere unde în aceste zile lucrăm pe partea de asfaltare. Vorbim aici de cartierul Micro 14. Deja a fost finalizată Aleea Școlilor, pentru că era foarte important ca înainte de începerea anului școlar să finalizăm această stradă și acum se lucrează pe strada Prieteniei. Bineînțeles că aici credem că lucrările vor merge destul de repede, pentru că vorbim de o stradă betonată unde se va așterne un strat de asfalt de uzură. Pe strada Prieteniei vor fi asfaltate și trotuarele, dar vor fi folosite bordurile vechi, care vor fi completate cu cele scoase de pe alte străzi. Una dintre cele mai aglomerate străzi, mai ales pe timpul desfășurării anului școlar, este strada Pietroasele, unde este amplasată cea mai mare școală gimnazială din municipiu. Un al doilea șantier unde se lucrează în ritm alert, pentru că vorbim tot de începerea anului școlar, este vorba de strada Pietroasele. Astăzi se va așterne primul strat în zona școlii numărul 11, lucrare ce trebuie finalizată până la intersecția cu strada Fagului până luni dimineață, întrucât nu vrem să perturbăm accesul elevilor la școală luni dimineața. Apoi, săptămâna viitoare, vom continua cu celălalt segment, de la Aleea Fagului până la intersecția cu strada Frăsinet. Totodată, primăria are în plan și cele două străduțe, Aleea Socului și Aleea Stejarului, care leagă strada Pietroasele de strada Frăsinet și care sunt peticite dintr-un capăt în celălalt. După finalizarea străzii Pietroasele vom analiza și posibilitatea asfaltării celor două, să-i spunem, alei, că până la urmă sunt două alei de acces care fac legătura între Pietroasele și Frăsinet, dar așa cum spuneam, zona este foarte aglomerată pentru că vorbim de cea mai mare școală din municipiul Buzău și încercăm să executăm aceste lucrări astfel încât să nu perturbăm procesul, să-i spunem, instructiv educativ. Trotuarele de pe strada Pietroasele vor fi asfaltate și ele, iar cablurile vor fi coborâte de pe stâlpi și introduse în canalizații. În paralel, drumarii de la Urbis desfășoară lucrări și în cartierul Crâng, pe strada Nicu Constantinescu din cartierul Orizont și pe Aleea Afinelor din Broșteni.